vorbim despre o carte cu totul și cu totul extraordinară. Este vorba despre Împletind iarba sacră, înțelepciunea indigenă, cunoașterea științifică și învățăturile plantelor, de Robin Wall Kimmerer. Mi-am dorit de la acest eveniment și le mulțumesc foarte mult invitatelor pe care le voi menționa imediat, mi-am dorit să fie ca un soi de poveste, așa cum de altfel am făcut și cu Olimpia în emisiune, dar să efectiv să povestim, nu să venim cu întrebări ca la școală, întrebare-răspuns. Și atunci m-am gândit cu colega mea de eveniment, că pot să-i spun așa, Andreea Ionescu, co-moderatoarea acestui panel, l-aș putea numi, să încercăm să avem acest flow, acest șir, curs al acestei povestiri, pe care cu siguranță o veți aprecia. Așadar, invitatele noastre de astăzi, Mihaela Georgescu, botanist, profesor universitar, doctor la Universitatea de Științe Agronomice, Facultatea de Horticultură, Departamentul Peisagistică, Nonara Potan, profesor, editor, coordonator, Book Hub, Olimpia Nuara Mireștean, practicant șamanism. Această carte, bestseller, vândută în peste 2.500.000 de exemplare, și pot spune bestseller New York Times, bestseller Washington Post, bestseller Los Angeles Times. O carte, cum spuneam, o carte extraordinară, dar în egală măsură sau pe măsura cărții, o autoare la fel de extraordinară și cu un profil, aș putea spune așa cum mi-a sugerat sau mi-a recomandat Andreea Ionescu, cu un profil paradoxal. Femeie, mamă, cercetător botanist și profesor universitar, membru al comunității Potawatomi, cu un master în botanică și cu un doctorat în ecologie vegetală. Așadar, cred că sunt toate premisele, atât ca autoare, cât și cartea pe care a publicat-o în Statele Unite și care, iată, a făcut atât de multă vâlvă, o carte care, pe care editura Herald a decis să o publice ca să ajungă la dumneavoastră. Am să-i dau cuvântul colegei mele, Andreea Ionescu, coach, trainer, terapeut holistic, da? Ca să începem, spun eu, această frumoasă călătorie, aș numi eu, această poveste. Bună ziua! Eu sunt aici pentru că mi-a mers la suflet cartea asta pe care o vedeți pe masă și tot pe masă vedeți o cunună de iarbă sacră împletită pe care am primit-o cadou în anul 2013 de la o femeie, soție de șaman din Canada, pe care nu o cunosc și care a ajuns într-un mod paradoxal la mine. Invit doamnele aici de față este să vorbim puțin despre esența aia extraordinară pe care cineva poate să o transmită într-o carte și care arată cât de conectați putem să fim cu natura, ce mult contează niște principii în care un trib indigen te crește și cum se împletește asta cu o formație științifică. Și aș începe cu botanistul echipei de astăzi. Bine v-am găsit! Spuneți-mi ce a însemnat pentru dumneavoastră cartea asta? Cu ce v-a marcat? Bună ziua! M-a impresionat numeroasele registre în care poate fi citită această carte, poate fi citită și cu ochii ecologistului, activistului. Nu este mai tare, mai aproape de gură. Activistului de mediu, cu ochii antropologului, cu ochii sociologului, cu ochii botanistului și, bineînțeles, al ecologilor care astăzi încearcă să refacă ecosistemele. Bineînțeles, ca o curiozitate de botanist, am vrut să știu dacă această plantă se găsește la noi în floră
se găsește pentru că ea are origini circumpolare, deci a coborât de dincolo de cercul polar și a ajuns și în continentul american și pe continentul european. La noi se numește iarba Sfintei Mării. Tot ceea ce are ca nume de Sfântă Mărie în etnobotanica românească înseamnă plante foarte plăcut mirositoare. Planta se spune că miroase a cumarină. În nota traducătorului ni se spune că această cumarină are un miros ușor de vanilie. Eu v-aș spune că acest parfum îl regăsim și la sulfina galbenă. Da. Și pe lângă această herochloe odorată, acum repens, și o să găsiți în carte de ce se numește repens, pentru că ea se înmulțește prin niște tulpini subterane pe care și le trimite la distanțe foarte mari. La fel ca și o altă specie de pajiște numită vițelar la noi și, bineînțeles, sulfina galbenă, au acest parfum caracteristic pe care femeile, țărâncile de la noi, o foloseau pentru a-l pune între rufe și dădea acel miros de prospețime caracteristic fânului proaspăt. Dar cartea m-a impresionat și am și mărturisit că o recomand studenților mei. Are elemente foarte interesante de descriere botanică, introduse într-un mod foarte plăcut, explicații chiar științifice, dar povestite foarte frumos. De asemenea, am găsit o idee foarte interesantă, respectiv ce înseamnă reconstrucție ecologică, că aceasta se face și cu sacrificii din partea pentru celelalte specii care au crescut în urma intervenției omului și pe care vrem să le înlocuim cu speciile autentice, pe de o parte, iar pe de altă parte, această ecologie trebuie făcută corespunzător, nu numai de formă. Povestește la un moment dat autoarea că a fost o vreme în care s-au vrut să se recupereze anumite terenuri și s-au făcut plantări așa de formă. Deci sunt foarte multe idei pe care le putem regăsi, nu numai ca biologi, v-am spus, și ca antropologi și ca oameni care dorim binele planetei și înțelegem că plantele sunt importante. Mulțumesc foarte mult! Și dacă tot am ajuns în zona asta de antropologie, mie una mi se pare că în carte avem de-a face cu o livrare de principii de etică foarte frumos digerate, așa foarte diafane, care sunt legate de tradițiile tribale și unul dintre ele este despre cumpătare, altul este despre recunoștință, sunt despre bunătate, ajungem imediat și la reciprocitate. Și cum se potrivește chestia asta cu omul modern care citește acum cartea asta? Din punctul ăsta de vedere, ce poate să însemne o carte despre plante pentru cetățeanul urban intelectual? Ca să folosesc, mulțumesc frumos că ați adus mingea în terenul meu, într-adevăr. Ca să folosesc un cuvânt care e foarte utilizat în ultimul timp, dar din păcate destul de prost, este reconectarea sau reîntoarcerea. De fapt, dacă ne uităm la omul modern sau la omul contemporan, ne dăm seama că e o perpetuă căutare a originilor, o căutare care a originilor pe care le-am tăiat sau a rădăcinilor pe care le-am tăiat. Mie cartea mi-a adus aminte, ca să mă duc undeva în urmă cu vreo 25 de ani, mi-a adus aminte de o altă carte, povestea doamna despre Simeon Florea,
Mie mi-a adus aminte de datinele și credințele poporului român al lui Elena Niculițel-Vohonca. Unul dintre studiile cele mai bune și care poate să fie studiat și astăzi e un studiu de referință în ceea ce privește tradițiile românilor. Și m-am gândit citind cartea asta, de ce n-am scrie sau de ce n-am rescrie din perspectivă modernă această istorie a tradițiilor, pentru că există în continuare foarte multe ritualuri care se mai păstrează, dar care se pierd. Există acest exod, într-adevăr, al populației din mediul urban spre mediul rural, dar exodul ăsta nu este întotdeauna benefic sau înțeles ca atare. Se duc elementele de modernitate în mediul urban, în mediul rural și se denaturează ritualurile. Nu e o problemă, pentru că plantăm termopane. Din păcate, da. Apropo de recentul scandal cu Boș de Uca, da. Dar, revenind la plante, eu sunt de acord cu această reîntoarcere sau această reconectare, că până la urmă înțelegem că tot ce înseamnă mediul natural are forță și că omul face parte dintr-un circuit, dintr-un ciclu al naturii, pe care nu trebuie să-l dea peste cap, ci din contră trebuie să-l înțeleagă. Plantele au fost dintotdeauna prezente și în ritualurile românești. Mă gândeam la busuioc, de exemplu, cât de prezent este, da? Și are proprietăți aproximativ asemănătoare cu iarba sacră. Dulce. Iarba dulce, vreau să zic, da. Și nu întâmplător dulce cu sacul sunt asemănate, sunt puse în același context. Mi-a plăcut foarte mult capitolul din carte dedicat recuperării, da? Dedicat cum trebuie să ai grijă de plantă, da? Pentru că îngrijirea asta presupune mai multe etape și mai multe procese și de purificare, dar mai ales procese care țin de individ. Și mi-am adus aminte iarăși că te pregătești pentru ritual, ce vorbeam un pic mai devreme, de curățare, da? Nu poți să vindeci decât dacă tu ești pregătit pentru procesul ăsta. Și aici, într-adevăr, intervine antropologia, pentru că intervin și niște formule care se spun corespunzător, trebuie să le înveți, nu oricine este hărăzit să facă asta. Și a treia parte care mi-a plăcut foarte mult în carte, apropo de CV-ul de pe coperta 1, de pe clapetă, e o carte lipsită de tonul ăsta didacticist, deși este foarte serioasă, foarte științifică, pentru că aduce foarte multe repere din cotidian. Deci ea povestește foarte mult din ce îi se întâmplă din viața ei de mamă sau de pur și simplu de om al societății, om al cetății. Și este o contextualizare aici care iarăși duce la conectare sau la reconectare, da? La întrepătrundere și înțelegerea dintre lumi. Clar că o recomand și mai ales pentru limbaj o recomand și eu lucrez cu elevi de liceu, clar că o recomand. Și da, este cumva, poate să fie o poartă pentru întoarcerea și spre folclorul românesc și spre datinile și tradițiile românești. Și de ce nu vin sărbătorile, e o foarte bună ocazie să o dăm și cadou. De ce nu? Da, chiar e de dat. Fiecare dintre poveștile din carte este despre o plantă, de obicei, dar despre mai mult despre lecția pe care planta respectivă ne-o dă și putem să începem de la lecția darului, când vorbește despre fragi, și să continuăm cu lecția reciprocității. Și asta mi se pare una din chestiile care au fost redescoperite de curând, hai să zicem, de ecologia modernă. Aceste schimburi necesare și poate că nu redescoperite, cât conștientizate. În mitologia andină există un principiu care se numește Aini și care este despre reciprocitate. Și eu mă gândesc și la ai noștri de la țară care rotesc culturile ca să nu sărăcească pământul. Noi ne-am învățat să smulgem tot. Pe mine mă surprinde foarte mult acum toamna că se culeg frunzele uscate de pe pământ.
din parcuri. Și asta știu că nu e aha până de curând. Eu am strigat la grădinar să lase frunzele acolo, că deranjează insectele ascunse sub ele. Că erau, se forma o pătură protectoare peste iarnă. Care... Exact. Da. Dintr-un respect profund față de natură apare acest aini, acest schimb. Cum e treaba cu schimbul în hai să zicem, în concepțiile șamanice? În primul rând, nu poți să dai din ceea ce nu ai. Și ce schimb să fac dacă eu nu am suficient pentru mine și să dau celorlalți? Așa că, ia uitați-vă ce plante cresc în jurul caselor voastre, pentru că acele plante, noi le spunem buruieni, dar acele plante s-ar putea să fie exact acele plante de care aveți nevoie, de care avem nevoie pentru sufletul nostru, pentru trupul nostru. Nu întâmplător, noi ne-am mutat, eu cu soțul meu, de ceva timp la țară, lângă București, și era plin de o plantă care mă enerva la culme. Și am zis, hai să-i fac poză că eu nu cunosc buruiana asta. Și era o plantă și este o plantă care este foarte bună pentru vezica biliară. Ceea ce eu aveam nevoie și zic, ia uite, ceea ce propovăduiesc este real. Este exact planta de care am nevoie. Noi ni se par că sunt buruieni și mergem de la oraș la țară și punem doar ce știm noi că sunt flori frumoase, atrăgătoare, ceea ce am făcut și eu, dar au fost flori care m-au atras, povesteam înainte cu tine că și pe tine te-a atras așa, și a venit grădina și a spus, astea sunt buruieni. Nu, astea rămân aici. Asta protejează casa, asta este pentru sfințirea casei, asta este pentru răceală, las-o acolo, am eu nevoie de ea. Ăsta este schimbul pe care îl facem. Oferim din ceea ce avem, dacă luăm de acolo, luăm din planta respectivă, mi-a plăcut foarte mult cum scrie în carte, nu culegi prima plantă care ți apare din planta respectivă, din specia respectivă, că dacă e ultima, și atunci ea, pentru că aici intervine pe lângă partea asta de botanică, de conectare cu natura, intervine și partea șamanică a spiritului. Și ea, planta, pentru că plantele vorbesc, dacă le știm asculta, planta transmite mai departe, nu m-a cules, m-a onorat. Puteți să vă lăsați culese. Și să culegem doar atât cât avem nevoie. Asta este unul din legile, una din legile reciprocității, din principiile acestea. Și dacă găsești două, să nu culegi mai mult de una. Da, da, da. Și să lași loc să se vadă că acolo a fost un culegător. Nu va veni altcineva să culeagă de acolo. Și mai e un lucru. Pentru fiecare plantă culeasă, să mulțumești. Să mulțumești că ai cules-o, că ea se sacrifică, ea a înflorit, a rodit pentru tine. Și în momentul în care o culegi, îi mulțumești. În momentul în care o plantezi, îi spui bine ai venit. Și asta se face și la noi, o să găsiți și în carte, dar se face și la noi. Este ceva ce eu am învățat de la bunicele mele. Trebuia să mulțumesc. Eu nu înțelegeam de ce, dar ele așa făceau. Și făceam și eu. Era ceva, dacă tu mi-oferi și eu îți mulțumesc prin recunoștința mea. E un schimb, e o reciprocitate. Robin vine din tradiția nord-americană, indigenă, din tribul Potawatomi, care are legături strânse cu Ojibwe. Hai să zicem că cel mai profilat dintre toate triburile ca spiritualitate în America de Nord este Lakota. Și tribul Lakota are următoarea formulă când se pleacă la cules de plante medicinale în special. Se spune, surioară, te rog frumos, dăruiește-mi leacul tău. Deci roagă planta să ofere. Și apoi o onorează pentru asta. Însă, vorbind despre comunicare și despre conectare, unul din lucrurile grozave din carte este exact povestea asta cu limbajul. Și la un moment dat Robin vorbește de limbajul de dinainte de limbaj, despre această conectare, hai să zicem, viscerală pe care o avem cu plantele. Și știu că toată lumea care are în casă un ghiveci cu o plantă care îi merge bine, știe despre ce vorbesc. Cum ne raportăm ca botaniști
sau ca antropologi la povestea asta cu limbajul de dinainte de limbaj? Cum vorbim cu plantele, doamnelor? Cum vorbim cu plantețe, în primul rând. Da, e vorba aici de clar de mai multe limbaje. Unele, într-adevăr, va trebui să le fuhăm, pentru că nu mai avem, ori nu mai avem de la cine să le învățăm, ori pur și simplu nu ni se dau ca atare, ni se relevă. Ele se încarcă cu sacralitate pe măsură ce ni le însușim și nu putem să le folosim aceste limbaje decât dacă chiar credem în ele. Și asta mi-aduce aminte de ritualurile de pregătire ale zugravilor de biserici, care nu se apucă să picteze o biserică decât după ce și-au făcut rugăciunea, exact așa și cu plantele, da? Și cu limbajul de dinainte de limbaj. Sunt într-adevăr plante cu care rezonăm și cu care comunicăm foarte bine, le merge foarte bine în preajma noastră, există acest schimb de energie despre care vorbeați, dar există plante cu care probabil că nu am ajuns, nu le cunoaștem limbajul, nu reușim să ne conectăm cu ele și de aici într-adevăr apar niște întrebări. Ce păcat este astăzi este că nu mai avem timp, nu acordăm timp suficient pentru acest limbaj de dinainte de limbaj. Ori ni se pare un pic ciudat să vorbești cu o plantă, să crezi să te trezești vorbind cu o plantă, unora s-ar putea să ne se pare o nebunie, nu e deloc nebunie, e pur și simplu ține de natura umană și asta cred că ar trebui un pic mai mult timp aici, clar, un pic mai mult timp. Sau pur și simplu să ne învățăm copiii să se conecteze cu ele, da? Poate ar fi o lecție extraordinară la grădiniță. Există acum niște programe. Lucrez cu o rețea de grădinițe și vorbim despre lucrul ăsta. Am început cu animalele, au animăluțe la fiecare grădiniță. Exact. Și o să continuăm cu plantele. Dar din punct de vedere al științei, atâta cât a ajuns ea să înțeleagă până la momentul ăsta din legătura asta misterioasă pe care o avem cu plantele. Ce înseamnă forma asta de comunicare? Știți că uneori ești supărat și ți se usucă o floare în ghiveci pentru că tu nu ești bine. Ce părere aveți de chestia asta? Eu aș vrea să fac următoarea precizare, să spun. Este foarte important să învățăm numele plantei așa cum este numită ea în popor. Mai nou, traducerile pe Wikipedia ne duc la denumiri din limba engleză, transformate, aduse în limba română. Denumirea pe care o dă poporul plantei respective este foarte importantă pentru că are și semnificație și miez. Tradiție și da. Am dat exemplu, există o ferigă care se cheamă netoată. Cine aude spune, ce înseamnă asta? Că e o plantă că mai puțin, mai nătâncă. Nu! Netoată e numită pentru că ea practic nu produce flori, iar jumătate din ea netoată. Deci în sensul acesta și sunt multe astfel de denumiri. Eu vreau să vă mai spun ceva legat de reciprocitate, respectiv de faptul că unele plante au ajuns de pe continentul european, au ajuns la pe continentul american, nu toate au fost foarte benefice, dar mi-a plăcut foarte mult ce au povestit despre pătlagină. Au numit-o urma omului alb, parcă, pasul omului alb. Este o plantă pe care ei au învățat-o să o prețuiască, de la frunză până inclusiv la semințe și cu ocazia asta am aflat și eu că și semințele de la pătlagină sunt foarte bune. Deschis să fii, să le auzi, să le înveți pe toate. Fericiți cei care încă mai au bunici la țară. Asta este tot ceea ce pot să spun. Bun, și dacă ne uităm la întrepătrunderea asta a poveștilor și la felul în care
plantele ne oglindesc viața, că dacă suntem atenți, ne învață ceva despre noi. Dacă ar fi să tragem o concluzie, care ar fi miezul cărții ăsteia? Bună întrebare aceasta. Tot așa, din perspectiva șamanului vorbesc. O să vorbești din perspectiva femeii, să știi că nu te critică nimeni. Da, ies din perspectiva femeii, pentru că femeia e creație. Și femeia, ocupându-se de plante, își dezvoltă creativitatea, își dezvoltă fertilitatea. Există în Chile o vorbă, nu poți să ai copii? Sădește 3 plante și ai grijă de ele. Dacă toate cele 3 cresc, tu ești fertilă, devii fertilă. Cât am uitat să avem grijă de plante și nu neapărat să dăm naștere copiilor, ci să creăm, pentru că femeia creează și femeia este muză. Ce-ar fi bărbații fără femei? Ce-ar fi lumea fără femei? Și atunci ce-ar fi lumea fără plante? Pentru că plantele sunt cele care leagă pământul de cer, exact ca și omul, indiferent că e bărbat sau femeie. Și chiar și atunci când e secetă mare, semințele lor rămân în pământ. Există o vorbă veche pe care am auzit-o de la mătuși, roagă de acelor plante când e secetă și vor crește. Dar roagă-te cu tot sufletul tău, pentru că îți dorești ca viața să continue pe pământ. Și asta o fac plantele, pentru că ele există de dinainte de noi. Aho! Aho! Asta mi-aduce aminte de mitul femeii căzute din cer, pe care vă rog să-l citiți în carte. Și da, e o femeie căzută din cer, da? Deci cineva, o ființă specială care a ajuns accidental în pământul ăsta. Și mai mi-aduce aminte de poveștile indienilor din America de Sud, dacă aveți vreodată ocazia să ajungeți în junglă. Ei vorbesc despre ayahuasca și chacruna, cele două ingrediente ale unei licori magice care au crescut din trupul a 2 oameni dintr-o lume superioară, care s-au iubit foarte tare și atunci esențele celor două plante se regăsesc și în concoctul cu care ei vindecă în ceremoniile de ayahuasca. Dar întorcându-mă la toată povestea asta, femeia a căzut din cer și a adus cu ea niște practici civilizatoare. Fiica femeii căzute din cer a fost sursa din care au crescut plantele sacre, tămăduitoare și cele care ne hrănesc. Și atunci Robin vine ca un profesor universitar cu un doctorat și 2 catedre și ne arată că poți să trăiești într-un cadru care este extraordinar de spiritual, chiar dacă vorbești despre o chestie atât de simplă cum este siropul de arțar și timpul la care să-l recoltezi. Sorin, îți predau ștafeta. Ioan, aș vrea, pentru că, așa cum spuneam la început și cum menționez și Andreea, cartea este dincolo de, pentru că acesta este și talentul autoarei, Robin Kimmerer, faptul că, pe lângă om de știință, pe lângă botanist, este un foarte bun povestitor. Și cartea este plină de povești. Aș vrea să o rog, în 2 minute, pe Olimpia, să ne povestească, este într-adevăr, și ne-am vorbit mult pe tema asta, este într-adevăr toată povestioara care mie îmi place cel mai mult, deși sunt multe frumoase, aceea cu principiul reciprocității cu cele 3 plante despre care noi am povestit într-o emisiune la Canal 33 despre această carte. Amintește-mi. Cele 3. Dovleacul. Hai să zicem vrejul de fasolea, da? Care se întinde pe știuletele de porumb. Și acele plante, nu știu de unde știau românii, dar exact așa plantau și bunicii mei. Deci această tradiție veche din America de Nord se păstrează la noi la țară. Eu îmi amintesc că mergeam la cules de fasole, asta povesteam noi, da? Pe porumb creșteau, pe știuletele de porumb și dovleacul tot așa. Și sunt cele 3
plante care sunt sacre și cresc împreună și noi am păstrat asta. Este una din lecțiile frumoase prin care luăm ceva frumos de la ceilalți și onorăm ceea ce am primit. Nu ne batem joc. În jungla, mă întorc în Peru, în jungla, unde mă duc de 12 ani și plec din nou în curând acolo. Indienii cresc, își fac o grădină de legume, să zicem, care este permacultură 100%, dacă te uiți, o dezordine îngrozitoare și plante care cresc unele peste celelalte. Și la un moment dat am ajuns să plantăm niște lucruri, erau niște butași. Și indianul era foarte atent să ne spună, pune la 15 grade, nu la mai sus, să fie înclinat spre pământ. Pune lângă o plantă pe care să se poată sprijini. Deci el înțelegea toată ecologia și toată acțiunea de plantare pentru butașii aia se făcea în context. Eu cred că avem nevoie să ne regăsim cadrul ăsta mai larg, să ieșim din cuburile noastre de beton și de sticlă și să ne aducem aminte că facem parte din ceva mai mare. Iar cartea asta este un prilej extraordinar să ne reînvățăm lecțiile, mai ales că sunt scurte, se pot lua ca o pastilă, una pe zi. Vă mulțumesc! Eu mulțumesc foarte mult invitatelor noastre de astăzi, Andrei Ionescu, Mihaela Domnul Georgescu, Nina Rapotan, Olimpia Mireștean, pentru sfaturile pe care ne-au oferit, pentru informațiile prețioase pe care, iată, le regăsim în această carte, pe care vă recomandăm cu mult drag, cu multă căldură, poate chiar și persoanele mai, să spunem, mai puțin mai sceptice sau mai reticente legate de o carte față de care nu aveau neapărat un apetit al lecturii, nu erau din zona aceasta despre care am vorbit astăzi, din curiozitate măcar și discutând cu ele, au fost realmente impresionate de această autoare și de această carte. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și celor care de altfel ne și urmăresc în număr mare pe Facebook, pentru că transmisia noastră a fost live. Vă mulțumim din suflet cu îndemnul acesta de a citi această carte, Împletind iarba sacră. Vă așteptăm la următorul eveniment aici, la standul Editurii Herald, începând cu ora 14:30. Vă mulțumim!